acest individ numit primarul Constanței, care ne-a încansăturat. Din ce bani face aceste cadouri? Aceste cadouri populiste cu care ne jignește pe noi și adună această adunătură care face în momentul de față. Din banii cui? Din banii constanțenii. L-ați văzut pe domnul primar, care de altfel să-l spune, ne latră la noi că suntem milionari. L-ați văzut pe domnul primar că scoate bani din buzunar? L-ați văzut din buzunarul lui propriu că și-a donat salariul, el sau tripleta de aur? Că și-a pus salariul lui la dispoziția comunității să plătească acele pachete sociale? Sau el așteaptă la mila socială să plătim noi taxele, să plătim impozitele? Că mi-aduc aminte acum câțiva ani de zile mă ruga fiscul din Constanța, doamna Verginica, să plătim taxele nu pe 25, să le plătim pe 26, că dacă se duceau pe 25 banii, se duceau la bugetul centralizat și dacă plăteam pe 26, își puteau să-și ia salarii. Din banii cui? Banii cui sunt ăștia pe care îi joacă el cum vrea? Că aici v-am pregătit eu aspecte de nelegalitate. Ce face domnul primar? În discuțiile sale, vădit calomnioase, domnul primar creează intenționat o confuzie generală în rândul opiniei publice, încercând să deturneze atenția de la incapacitatea autorităților locale de a asigura dezvoltarea municipiului și a realiza minime măsuri de protecție socială, către o pseudo-problemă, justificarea neîntemeiată a intenției de preluare în participațiunii suplimentare a PMC-ului. În paralel cu asta, poate domnul primar și cu domnii care administrează și județul ne spun de ce Constanța s-a dus sub numărul 8 la nivel de țară. Orașul Constanța. În momentul de față, de-aia nu avem fonduri, pentru că a distrus economia. A distrus economia în pofida minunatei afaceri numită Mamaia, unde evaziunea fiscală e în floare, că domnul Șova spune că 50% este evaziune în portul Constanța, pe care eu personal l-am rugat frumos să nu mai spună că vorbește numele Guvernului Român și este o rușine, și dacă este evaziune fiscală să vină să vorbească. De ună zi, dacă l-ascultați pe domnul Șova, pomenea într-un interviu că spune: știți, nu înțelegem de ce operatorii portoare au bariere la intrare în societăți. Păi domnul Șova să ne spună, nu dânsul, să ne spună cei care sunt controlați de mazăre în conducerea PMC Constanța și au încheiat acel minunat contract cu UTI. Poate vă spune de la dreptul la liberă să ne publice și nouă contractul cu UTI, dând spunele așa, din auzite, să pare și că nu poți să cel domnul Panai să divulge că are confidențiat în Consiliul de Administrație, să pare că sunt 22 de milioane de europani. Da? Și vine și mă întreabă domnul ce securitate este când mă duc în port plătitor de taxe și plătitor la barieră ca orice muritor, ca oricare operator portuar și trebuie ce? Să-mi asigur securitate, că nu mi-asigură securitate în port. Asta face domnul primar. Prin discursurile sale manipulatoare, atent dirijate, creează aparența că locuitorii Constanței vor continua să plătească un preț foarte mare la gigacalorie din cauza opoziției membrilor organizației patronale, pe care îi numește mor preorativ milionarii din port și securiștii, să mă scuze cineva, se induce astfel și ideea că locuitorii Constanței nu vor putea beneficia de subvenție, tocmai pentru a că acești milionari din port se opun transferului de acțiuni la APC. Aceți-vă aminte ce v-am mințit în campanie electorală. Domnul primar, cu gigacaloria. Când spunea că unii sau alții mint cu gigacaloria. Tripleta de aur vrea să ia centrala, să o ia. Ce face cu ea? O dărâmă cum a dărâmat tot orașul Constanța. Am citit în ziarul Ziua sau în ziarul Evenimentul, era un turist care a publicat ce se întâmplă cu Constanța, arată după război Constanța. Asta este cadou pentru banii pe care îi plătim. Să vină domnul primar public să-și deschidă baierele să vedem unde se duc banii, pe ce se duc banii, de ce administrează prost, de ce emite bilete la ordin, către cine. Cine a renovat zona peninsulară, domnilor? ABC Valul, da? Unde este în Constanța ABC Valul? Cine este ABC Valul? În portul Constanța, peste tot, este ABC Val, domnul Iurov. La media vă arăt ofertă depusă de GSP să se construiască conducta de apă cu 200.000 de euro, lucrare încredințată lui ABC Val direct, fără nicio justificare, cu 400.000 de euro. Domnul primar și cu restul nu mai știu, nu știu cine este ABC Valul și de ce e o diferență de 200.000 de euro. Când i-am spus executați lucrarea pentru că nu avem apă să livrăm la nave și avem probleme în execuția contractului cu Exxon de la media, dau din numeri. N-are ABC Valul autorizație de la primarul Nicolae Matei.
Păi domnul Nicolae Matei nu a dat autorizație, pentru că domnul primar de la Năvodarca, domnul primar de la Agigea și domnul primar de la Mangalia spune, stai bă, păi toată Constanța ia 20% și mai dă ăștia cadou 13% și noi pe unde suntem? Comunitatea de Năvodar, Mangalia, Agigea nu mai există. Domnul Mazăre, matematica lui, că tu mi-ai spus, Feri, spune că Constanța Port a fost făcută de constanțeni. El cred că se referă la județul Constanța. De ce nu se împarte în mod echitabil? Dacă e, să-i dea și lui Năvodar, să-i dea și lui Mangalia, să-i dea și lui Agigea. Agigea cu Constanța, dacă nu greșesc la trafic portuar în momentul de față, dacă nu mă înșel, Agigea are mai mult trafic. De ce facem? Îi dăm lui Agigea mai mult? Ce începem aici? Domnul ministru Șova, când i-am pus această întrebare, știți ce a răspuns? Deci n-am știut că APMC-ul are treabă și cu Agigea, cu Mangalia și cu Năvodar. Ecuația nu mai există, că nu se numește administrația portului maritime Constanța. Am pierdut noțiunea, nu mai există. Și a trebuit să rog eu personal pe domnul primar Matei să ne dea autorizație. După care, ce credeți că îmi spune domn director de la port? Păi stați că mai avem nevoie de autorizație de la Raja, de la Felix Troie. Felix Troie de la ce partid e? Da? Deci nu avem, trebuie să ne ducem tot noi, agenții economici, să ne rugăm de domnii ăștia. Am furat 200.000 de euro, bun, pac, s-a dus. Cine sunt în administrația portului Constanța? Nu știu. Cine este ABC Val? Nu știu. Da? Vorbim mai departe. Spune domnul, de ce sunt false afirmațiile primarului Mazăre? Mă scuzați, mi-am făcut notițe. În primul rând, asigurarea fondului necesare subvenționării energiei termice este atributul exclusiv al unei administrări corecte, eficiente a bugetului local, ceea ce în municipiul Constanța nu se întâmplă. A venit domnul primar cumva să ne spună concetățenilor, sunt cetățean orașului Constanța. Lăsând deoparte nesimțirea, când a trimis acasă, a primit toată familia mea. Pe mine m-a exclus. Bănuiesc că n-a vrut să-mi trimit acea scrisoare, care domnul primar a început acum să dea o directivă de Consiliul Local 84, să o ascundă cumva, pentru că nu prea știe să justifice pe ce aprobare și pe ce bani a cheltuit inclusiv porcăria aia de gârtie. Bănuiesc că astea sunt din economiile, trebuia să-i facă din economiile personale, că n-au plecat în Madagascar. În al doilea rând, operatorii din portul Constanța achită taxe, impozite și alte sume către bugetul local și bugetul central, sume ce reprezintă circa 30% din veniturile autorității locale. Sume despre care nimeni nu știe cum sunt cheltuielile primarul Mazăre. Le fac o declarație publică și o cerere publică. Domnul primar să vină să dea dare de seamă, publică. Să spună unde-s banii. Unde-s banii constanțenilor și ce datorii are Constanța. Că am informație că pe extrabilanțier sunt și alte datorii. Și că Constanța are vreo peste 35 de ani. Că știi, ferite, sau mi-au sărit în cap atunci unii și alții că a spus că m-a întrebat atunci la Agigea cu datoriile, că de ce am declarat că Constanța e falită. Constanța e falită. Asta are nevoie de venituri suplimentare. De asemenea, primarul Mazăre afirmă că noi operatorii portuari beneficiem de chirii de 0,02 euro pe metru pătrat și că aceste chirii nu au fost majorate de 20 de ani. Această afirmație este total falsă. Chirile plătite de operatorii portuari fiind majorate anual cu indicele de inflație, iar valoarea acestea nu este în niciun caz 0,02, ci de 10, ci de 10 de ori mai mare. Și ca să aveți un exemplu aici, l-am pe colegul meu, trandafir, să vă spună și vă rog frumos să observați acolo cum se închiriază un spațiu viran, fără nicio facilitate, fără absolut nimica, la o chirie cu mult peste cât spune domnul primar și vă pun la dispoziție documente și vă invit să vizitați halul în care se închiriază mlaștină la Midia, mlaștină la Agigea, mlaștină peste tot, dar vor bani. Și se plătește la preț de platformă. Și nu mișcă un deget. Nu-i interesează să facă nimic. Nu e apă, nu-i nimic, nu-i canalizare. Deci pe banii noștri. Și nu știe decât să latre. În schimb, ca să justifice măgăria lui și prostiile spuse în public, vine și trimite o hârtie unilaterală de la portul Constanța, cu slugile lui prea credințoase, că nu poate să-mi spună mutu mie că portul Constanța e condus de altcineva și de maimuțele lui, începând cu acel Decebal Șterban, care are o problemă, în primul rând, de educație, are o problemă de a vorbi. În ședință cu operatorul portuar la Ministerul Justiției, mai avea să ne trimită la originea originilor, că atâta știe domnia sa de față cu ministerul, cu toată lumea, să vorbească cu noi. El lăsând deoparte că el își ia salariul din banii noștri. Dar asta e lumea asta, cum se spune. Primarul și-a salariu, primăria să fură, totul să fură din banii noștri, noi nu avem nicio voce. Spune nimic, de-aia ne-a spus domnul Șova, e decizie politică. Și ce vreți să vă spunem? Și atunci, ce mai stăm în țara asta? S-a spus la domnul Șova că am spus că ne mutăm la Burgas, la Bulgari. Și a zis, duceți-vă.
un reprezentant al Guvernului României ne spune, duceți-vă. Păi ce să cred asta? Un primar nazist, unul care a avut probleme cu Holocaustul și cu declarații împotriva Holocaustului, via, la Burgas. După aia, primarul Constanței susține că prin transferul de titluri gratuite de acțiuni în proprietatea statului, în proprietatea Consiliului Local, s-ar majora chiriile operatorilor. Și această afirmație este o manipulare evidentă din următoarele considerente. Chiar dacă ar prelua încă 13% din acțiuni, Consiliul Local ar deține o cotă de 33% din capitalul social al PMC-ului, ceea ce nu ar atrage o majoritate care să permită primarului Mazăre să administreze portul ca propria moșie. În schimb, unul primar are o altă ecuație. Vă spun eu la sfârșit. Ce pândește la portul Constanța, de ce trebuie 33%? Chiar dacă ar deține pachetul de control majoritar al acțiunilor în cadrul APMC-ului, populația trebuie să știe că veniturile din chirii la nivel APMC reprezintă 7,3% din total venituri APMC, deci nesemnificativ ca pondere. Cea mai mare pondere în veniturile APC-ului reprezintă taxele asigurate de traficul de marfă generat de activitatea operatorilor portuari pe care primarul Mazăre înțelege să-l denigreze și în eventualitatea preluării controlului asupra APC-ului să-l spoileze în funcție de interesele sale personale. Te rog frumos, Cătălin, la sfârșit să prezinți partea cu taxele, da? Se impune să arătăm că pe orice latură economică s-ar analiza situația, orice eventuală majorare de tarife ar conduce la majorarea costurilor de operare și, ca atare, diminuarea exponențială a traficului de mărți, principala sursă de venit. Deci, cu cât mărim, ne ducem în jos. Deci, extraordinar de bine, banii o să fie aceiași, adică mai puțin. Acesta este motivul pentru care noi, operatorii portuari, nu înțelegem înverșunarea primarului Mazăre în aduce acuzații nefondate și a face insinuări defăimătoare împotriva agenților economici care desfășoară activitatea pe domeniul portuar. În ce privește activitatea companiei APC, suntem surpriși și nu înțelegem de ce primarul Mazăre își dorește o preluare a acelui pachet de acțiuni, cu cât mai mult cu cât este lesne cunoscut faptul că întreaga echipă managerială este formată în apropiații săi, primarul Radu Mazăre fiind cel care coordonează întreaga activitate. În speță, nu este direct primarul Mazăre, ci este tripleta de aur. Este capul. Regina, cum îi place la presă să auză, căutați-l pe Regina. E unul care stă în Cipru acum. Și care face de acolo coordonare cu vestitul secretar de stat Vali Preda, cu dosarele minunate. De asemenea, ne punem întrebarea legitimă cu privire la modalitatea în care banii încasați cu titlul de dividende pe cele 20% din acțiuni deținute deja la APC de către Consiliul Local Constanța, au fost cheltuiți de către municipalitate în condițiile în care acesta se poate lăuda cu cel mai mare preț al gigacaloriei din țară și cu cel mai ridicat nivel al taxelor și impozitelor locale. Să înțelegem că beneficiile obținute prin deținerea celor 20% de acțiuni la APMC începând cu anul 2008 nu numai că nu au condus la scăderea prețului la gigacalorie și a celorlalte taxe și impozite, ci dimpotrivă, la creșterea lor. A crescut ca să dea pachet. Păstrând logica primarului Mazăre, considerăm că există riscul ca în situația transferului încă 13% în acțiunile APMC, atât gigacaloria cât și taxe locale, să crească proporțional. Trecând peste aceste aspecte, arătăm că principalul motiv pentru care operatorii portuari se opun trecerii celor 13% în acțiunile APC la Consiliul Local Constanța este imposibilitatea autorităților locale de a susține eforturile investiționale necesare pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii portuare. V-am menționat mai devreme situația economică a orașului. În susținerea afirmației de mai sus, arătăm că această incapacitate a autorității locale de a administra și atrage fonduri și investitori strategici a avut efecte negative atât asupra portului Constanța, cât și asupra întregii unități administrativ-teritoriale, municipiul Constanța fiind probabil printre cele mai subdezvoltate la nivel național. Aici pot să vă fac o afirmație, lucrând în domeniul în care, vă spun, toată lumea fuge ca de dracu de Constanța. Ca dracu de tămâie, pentru că aici, în Constanța, este vestita taxă, taxă de tripletă, în care toată lumea trebuie să plătească taxe. Ați auzit cu eolienele taxe, da? Un subsemnat, capul de tripletă, m-a chemat la masă și mi-a spus ca să pot să iau prin concesiune un teren în portul Constanța, trebuie să-i cedești 50% din afacerea respectivă. Da, persoana, căutați-l pe ăla care este în Cipru acum, și ăla mi-a cerut cu tupeu, nesimțit și personal, să-i cedești 50% din afacere, da? Și a găsit cu cine. Domniile sale poate spun cum în manipulare în Consiliul de Administrație la Portul Constanța acum s-a ridicat și să încearcă majorarea tarifului la DIG, creșterea tarifului la DIG-ul de la Constanța cu 15%. Poate povestesc cum au găsit niște bolovani în fața acum Vanordul și vor să facă o chestie așa nemaipomenită să mai mărească puțin și pe ăla de la DIG.
Și poate mai povestesc cumva ce-i cu pământul ăla de la fostul canal, cu acele vestite, care a fost un caz cu domnul Zeicu și cu alții după la canal, care a fost un pământ, a intrat în digul de larg. Întrebați-l pe colegul dumneavoastră de la ProTV, cel care a făcut emisiunea aia cu România Te Iubesc, să vă arate filmul. Și poate povestesc că atunci acum fac rost de bani, de ce interesează privatizarea Constanța. Că pe la Constanța, Vanordul ăsta și cu alții au mai avut niște vestite credite furnizor. Erau într-adevăr alții la putere, nu era PSD, era PNL-ul și se dădeau niște credite furnizor care s-au plătit vreo 5-7 ani pe bilanțul portului Constanța, în fiecare an se plătea o cotizație. Întâmplător au venit olandezii drăgăstoși și buni și ne-au dat credite furnizori. Astea sunt investițiile strategice pe care le urmăresc. Și mai ales să ne prezinte și nouă domnul primar cum își administrează propriile afaceri, că din ele am auzit că peste 30 de firme sunt în faliment. Nu identificăm niciun exemplu de investiție strategică implementată la nivelul municipiului Constanța, care să ne creeze convingerea că portul va fi mai bine administrat, în afară de vestitele afaceri cu clubul și cu dezastru care îl vedeți în Mamaia. La această oră este un dezastru în Mamaia, este o rușine. Pentru domnul primar și pentru Constanța, eu ca și constanțean, am distrus tot ce înseamnă spațiu verde, a spus că construiește cât vrea el și cât nu vrea el, pentru cluburi, pentru el am devenit droguri și prostituție. Și aici, astăzi, înainte, am făcut o glumă cu colegii mei operatorii portoare, îl invit oficial pe domnul primar să-și pună domeniul ăla prin CIAR, împreună cu ei, alții care sunt aciuiți pe acolo, pe fostul domeniu al primului secretar, că văd că-i trage sângele roșu, să pună la dispoziție domeniul prin CIAR, să facă un sanatoriu din ăsta pentru săracii copii aia care dormeau pe plajă, cu drogurile, cu alcoolul și așa mai departe, și să-și folosească amazoanele, că văd că-i place să ajungă ca și Gaddafi, să-și folosească amazoanele pe post de voluntariat ca să ducă să asiste. Și noi vom subvenționa, că dacă tot are și apelează la noi, noi, operatorii portuari, o să facem o cedare. Să vedem cine are mai multă responsabilitate socială, el sau noi. Are un domeniu prin CIAR pe care l-ați văzut cu toții și oricare din noi, din ăștia operatorii portuari, ce 33 de milionari sau securiști al portului Constanța, nu cred că unul din noi avem acest domeniu pe malul lac. E cineva dintre voi, dintre ziariști, care avea luat cât costă acel domeniu? Care zice el că plătește 1000 de euro sau cât plătește cu heliporturi, cu altele, cu altele. Poftiți? Nu, unul e al lui Moga, unul e al lui. Da? Nu, vă rog frumos, nu faceți confuzie. Da, domeniul e unul singur, domeniul e unul singur, da. A, 2000 de euro, cream că de heliporturi. 2000 de euro pentru domeniul ăla, da? Păi ce să facă, amărâtul. Cine o fi ăla săracul? Cine o fi amărâtul la fiecare o fi proprietar pe acolo? Nu știm, nu? Iar-i tăcere. Păi nu, sunt ăștia, că uite, dar unde are Constanța bani să-și achite datoriile? Poate să vând terenurile astea.